Salutare oameni și bine v-am găsit la al doilea clip din seria de disuri pentru youtuberi. În caz că sunteți noi pe canal și nu știți despre ce este această serie, ei bine, în această serie eu cu niște tovarăși vom fi jurați pe Discord. Bine, mai puțin Thunder. Și vom juriza poeziile oamenilor de pe Discord. Oamenii de pe Discord vor intra aici pe cameră cu noi și vor zice poezii cu tente de disuri pentru youtuberi. Iar noi vom da note și le vom comenta, iar poezia cu cea mai mare notă va câștiga un premiu surpriză. Data trecută a fost 1 euro, de data aceasta nu se știe care e premiul surpriză. Rămâneți alături de noi și veți afla în curând. Salut! Salut, Smoke! Salut! Nume, vârstă și ocupație. Vârstă 13 ani, nume Smoke și ocupație elev. Elev, mă bucur. Și despre cine ai pregătit poezia din această seară? Am două poezii, doar că cea mai bună este despre Hymen. Mă bucur. Spune, frate. Dar cu ce ți-a greșit Hymen ca să-i dedici această poezie? Ți-a dat vreo țeapă cu vreun carambit sau? Nu, nu mi-a dat nicio țeapă, doar că face prea mult fake și mă enervează, primește prea multe donații și el nu face nimic. Da, deci te enervează financiar, cum s-ar spune. Da. Și dai vrea să fii locului, nu? Băi, când mă uit la fața ta, nu mă gândesc la un... Ai față de copil care a ieșit dintr-un ou. Faci caterincă de foarte mare prost gust, te duci la baie pentru că tu bei must. Te crești cel mai mare megalodon, dar băi frate, ești ultimul bidon. Garantat, arăți ca un pește, bă, vezi că la coaie ai blocat un clește. Presim că o să fie scurt, ce anulăm. Da, cred că o să fie ca da, dar fie da, o poezie destul de slabă. Da, foarte hai că slabă am început în forță, dacă e. Da, Smoke, Adelin începe cu nota. Băi, având în vedere că este despre Hymen și am avut eu niște altercații cu el, o să dau un 6 cu inteligent. Mulțumesc. A fost foarte generos în seara asta. Adelina, nu-mi trecut. Da. Mie nu mi-a plăcut, frate. Nota mea este 3,8. Mulțumesc. Da, din păcate și nota mea este tot 3. Dar te așteptăm data viitoare, cine știe. Da, atunci... și nota mea nici nu mai contează. Da. Îți dai seama că nu câștigi. Da, nu o să câștigi. Și să nu mai spui până acum, dar ai cea mai mare notă, frate, să știi. Da. Păi da, știu. Așa faceți mereu. Da? Ai pus, dacă... Hai să facem și niște medii, dacă tot. Și să le punem pe ecran, să fie frumos. Da, da. 6, 3, 50, 3 și 4. 4 și... Oh, te le-aș și memorat. 4. Da, da. Cele mai mari note pe care l-a primit vreodată. 4,12. Un început destul de prost. Hai, da, bagă. Oricum mi-am dat 6 un flat rău de tot, dar a fost drăguț, omul. Hai că a fost... Salut, salutare. Zastrit. Nume, vârstă și ocupație. Zastrit, 9, mă ocup cu... Interesant, deci ai minus 2 puncte din oficiu. V-am pregătit poezia despre Irafael. Irafael, bun, începe. Da. Este, vreau să menționez că este un freestyle, poezie freestyle, abia acum o fac. Așa. Irafael, erai frumos, dar acum nu mai ești. Normal. Normal. Te-ai apucat de jucat. Forme. Dar acum nu mai joci. Bă, știi că ziceam că Colo și Yo-Yo e cea mai proastă rimă, da. Auzită vreodată? Da. A fost, că acum... Vă înșelați, băiatul ăsta... Te-ai apucat, să lăsăm să termine. Cu... Te-ai lăsat, Andy. Am crezut că Smoke a început prost. Da. Da. De-aia am dat bine și astea. Ai făcut videoclipuri frumoase. Dar acum nu mai faci. Acum nu mai faci. Dar acum sunt urâte. Vă rog să lăsați să termin poezia. Zic, oai. Ești foarte frumos. Da, cu ești urât. Ai prieteni faini. Duc mâna ca la X-Factor să se oprească, sunteți de acord? Da, da. Da, deci, haide să dăm note. M-am descurcat peste așteptările mele.
Da, și e mult sub așteptări. Da, exact. 1.50. Oh, no comment. Ok, ok. Cam generos. Frate, mie mi-a plăcut, e greu să faci freestyle și mai ales în stilul Blaga, așa mi s-a părut. De aceea nota mea este 4, frate, mi-a plăcut. Îți mulțumesc. Mamă. Da, 1. Nu cred okay, că te așteptai okay. La altceva. Nu, e ok. Mă așteptam la 0. Bine, și eu îți dau un 2 așa, că bun. Te-am mai completat-o leacă. Și acum fă media muzică. 2,12. Și după cum am zis de început, va lua minus 2 puncte din oficiu, deci ai 0,12. Da, primești un premiu pentru cel mai mic punctaj? E cum ar veni prostul clasei, doar semnificativ, așa. O porți ca o emblemă așa, poți sub tricou, știi, în suflet. Ok, bine. Seară faină, Zastin. Seara, bună seara. Adrian, 17 ani și ocupația mea pe moment este să dau muie lui Pican. Da? Cea mai bună ocupație. Antonio Pican, dați aș la muie cu un ciocan. Că pe cei mici îi păcălești și de pulă să mă belești. La Bongo dai mesaj, poate vrei cu pula să-ți fac masaj. Promovare cer 10 euro și propun să mă iei de pisoi. De părul tău ți-ai bătut joc, zici că ai dat cu ciclu. Îți dau o stângă peste cioc de te trimit pe monociclu. Când la X-Factor ai cântat, ai fost puțin cam supărat. Pe jurație ai speriat, de la ei muie ți-ai luat. Când erai necunoscut, la X-Factor te-ai scremut. Când erai puțin futut, de la pula a bătut. Când te văd, zici că invazie, luate ardincă la ocazie. Ochii ăia ai tăi de mormoloc, arăți ca pula mea după un joc de noroc. Gata, frate? Da. Adelin, lasă-mă să preau eu frâiele. Frate, ai început foarte, foarte promițător, dacă mai te-ai delăsat așa, deci nota nouă. Mulțumesc. Pot să intervin cu o chestie, gen? Da, spune. Așa, deci când am început să fac poezia asta, am făcut-o în 20 de minute, deci eram și mort, eram prăjit. Acum tu găsești scuze, că zici se poate și mai bine. Frate, dacă permiți, ai dat în clasă mai mult decât Cedric. Tu s-o fac mai bine, dar eu accept toate review-urile, pur și simplu. Dacă nu accept opiniile altora, mi se pare cam de căcat. Gen la mine în cap era un fel de de grafic și ai ajuns printre primele secunde de la 0 la 7 și cam pe final ai dat o bară și ai ajuns undeva până la un 8. Deci o să-ți dau un 8. Stai puțin, deci de la 0 la 7 ai dat o bară și ai ajuns la 8. Păi nu, a dat un pic în bară, adică gen, aveam așteptări mai mari. Deci nota 8, nu? Da. Așa, Câmpeanu? Frate, nota mea este 8 și plus un punct 9. Bă, eu îți dau un 8.50. A fost ok poezia. Iar media? Media este 8.62. Salut, Euro David. Băi, ce faceți, mă, băieți? Salut, prietene. Salut, frate, ce faci, mă? Salut, băieți. Mamă, cât v-am așteptat. Ia zi, cu ce ocazie pe aici? Păi am venit și o să spun o poezie frumoasă despre starul YouTube-ului românesc, pe care toți îl iubim și nu-l futem în gură, numit Antonio Pican. Câți ani ai? Am 13 ani. Ocupație. Păi fut mame singure și verișoare. Da? Mamă, ce activitate la 13. Sunt la verișoare. Seamănă la voce cu Călinaciu când eram mic, dacă știți. Călinaciu, mai nou un băieț. Bine, vă rog liniște că mă emoționez. O, Picane, ce mai zici? Apuca mai de carici? Apuca mai și de fulă ca să-mi faci o muie bună. Ta-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na. Tu pe live-uri faci milioane, dar în frigider ai coaie. Și mă... Și la măt. Tu dai țeapă cu găleata și pe ta. De Crăciun noi n-am venit. Să te aranjăm un pic, să te aranjăm cu băta, cu pistolul și cu lama. Ce? Da, bă, lama n-a avut, a fost de un plutură acolo. Gata? Unde, frate, da. M-am spus mă adoră. Gata? Încep? Gata, nu, gata. Da. Va trebui să scoți jumate din poezie, nu lăsăm pe poezii chestii legate de familie. Dar... Da, hai mă, frate. Destul de creativ, aș zice, la 13 ani. Am ținut cont și de început și mi-a plăcut la început, adică la început, gen când a început să vorbească, nu poezia. O să-i dau un
4 tot cu indulgență, adică cu greu dau 4. Mamă, la bine, dar ești... Măcar să trec și o clasă, e băi, Mihai Petre, nu în seara asta. Na, eu îi dau 6, că a avut 2 dume bune, chiar dacă nu s-apără pe clip, te fericit. Și-o tot 6 îți dau. A fost bune, dar măcar că nu s-apără. Băi, și eu îți dau un 5, așa că, na, multe chestii nu s-a depărat de la vârsta ta. Nu știu cum să vă zic. Da, frate, așa e, bravo, hai, te 5-25. A trecut clasă, așa, bă, cam, bă, la 13 ani. Ce face la 13? Ăsta e nivelul. Salut, frate. Salut. Bună seara. Da, potențial. Numele și ocupație, frate. Mă ocup cu statul degeaba. Ăsta e Asteca? După cum bine-ați vedet, am stat și, da, aproape Asteca, în devenire. Și mă cheamă Raul. Te cheamă și Raul? Și câți ani ai, Raul? Am 17. Câți ani ai, Raul? Poți să încep. Ok. Deci în această seară am făcut o poezie lui Colo și Mojo. Bună seara, bine v-am găsit, am venit și eu pe Discord să vă spun de un YouTuber mort. Mojo e numele lui și îl mai vezi viu când trage câte un cui. O fi el țepar, dar nu mai zi de gagicar. Ce contează câți ani are dacă fata e bună în dotare? Pe OMTV caută atenție că nu grumește și doar los până mai minuiește. Vreau să vă spun ceva de final, Mojo are față de cald și am zis această poezie, pula mea de hârtie, Mojo, fă un tatuaj să nu mai încălzești apa la aragaz. Și acum trecem la Colo. Acum că pe ăsta l-am îngropat, vreau să trecem la ceva mai adevărat. Colo, ac Alexandru Bălan, care de fele mai bătăran. Am donat și un euro și promovarea a fost de zero. Am zis link-ul să-mi-l dea pe chat, el s-a încurcat și de pula m-a luat. Și a luat gol să fie în modă cu YouTube-ul, dar de când stătică nu l-a mai contactat, tot pe Opel ca săracul s-a băgat. Nu vreau să mai aud de mașină că săraca n-are nicio vină. S-a apucat de slăbit că Alexandra i-a șoptit că din pulă i s-a făcut lindic. Și cu asta l-am îngropat că doar l-o spai a botezat. Cam atâta. Sper că v-a plăcut. Eu zic, prieteni, să dăm nota în sincron. Sunteți pregătiți? Da, 3, da, 3, 3, 2, 1 și 4. 4. 4. 4. Mulțumesc! Stare faină, prietene. Să așa revin. Chiupe mi-a dat mesaj, bă, particip și eu. Și zic, ok. Bă, Luchiupe tot așa, îi dăm notă 4. Bă, nu, Luchiupe îi dăm mai puțin de 4. Alo, Vladimir, mă auzi? Salut, frate. În vârstă 14 ani, nume, m-am pregătit. O ocupație, viitor cadavru. Bravo, frate, despre ce ne-ai pregătit poezia? Despre abitare. Da? Da? Da. Din ce motiv, dacă îmi permiți? Că, păi, eram la ora de matematică și o strigat, o băgat un copil abitare și am zis, mă, hai să fac despre asta. Na, deci ăsta este adevăratul motiv din spatele poeziei, nu? Da. Hai, frate, să vedem, rupe-l! Dis abitalent, ca la România au talent. Hai, să vedem dacă ești mai bun decât copiii de la România au talent. Păi era o poezie. Păi da, tot, poezie cu tentă de distrec. Abi de muzică te-ai apucat, dar de pe Play Store ai a fost aruncat. În clasa întâi ai rămas, știi că viața a dat pas. Un pui de țiganești și de fulă neverești. La buci încerci să dai, dar cu pizda nu o ai. Tu cu zmerii te-ai bătut, dar de la bătaie te-ai abătut. Ai nu-i scumpe zici că ai, dar înapoi te să redai. Un apartament ai închiriat și vecinii te-au aruncat. Și ce dracu pui de țigan, că furii monezi de 10 bani. Atât. Nivelul. Da, mă, frate. Am făcut un 5 minute, nu mă aștept la unul. Frate, vorba nu e nici bună, dar nici teribile acolo, undeva la mijloc, știi? Da. Da, sigur. Stați așa că vă întrerupeți. Da, frate, la noi e problema. Spicănetul. Da, ok, continuă. Să nu vă auzi, să nu vă aud. Cum am spus și Lospan, nu este nici bună, nici rea. O să dau nota 5, având în vedere că, gen, nu vreau să fiu eu în seara aceasta Mihai Petre. Sper să nu fiu. Da, frate, eu o să dau 5,05 ca să arăt că Adrian e Mihai Petre.
muzică de știu peste 5. Acolo un 5-0-1 măcar. Eu dau 5-0-6. Ia uzi. Eu cu 5-0-7. Iar media este? 5,05. 5-0-4. Ai trecut clasa cum ar veni, dar nu ești premiant, ca să zicem, știi? Da, dorința mea doar să trec. Gata, hai. Luca ăla, păi iar a intrat Luca ăla. Eu ia ia trage-l, ia trage-l, dacă nu-i dau bandaj. Ia trage-l. Luca. Bă, Luca, stai în pizda, mă. din nou. Bă, bă, stai aici. Ai poezie? Ok, dau bani. Nu, nu, nu-i dai bani. Nu, e ca și cum l-ai omorât. Nu, frate, trebuie să-l torturăm. Îi dăm da. Mut, difin, gata, difin. Îi dai rol de mut, să nu mai scrii. Și difin și de rol de mut. Trage-l. Salut, moșule. Salut. Numai moșule. Da, chiar moșule este. Hai, ia zi, moșule, ai pregătit poezie? Da, mane, despre Antonio Pican. Mă bucur. Nume, vârstă și ocupație. Nume Teodor. Ocupație YouTuber și vârstă 11 ani. Și câți abonați ai, frate? Păi îmi cenzurează l-ospa, deci. Și nu vrei să... Cum ai să cenzurezi, dar mă știi? Bă, păi măcar să abonează el la tine, da. Dacă îi place ca contentul. Dar nu cenzurează, mă, frate. Nu, fii atent, facem un pact. Dacă o să-mi placă ce faci, nu cenzurezi. Dar dacă nu-mi place, o să cenzurezi. Bine? Bine, mane. Hai, zi. Am 1000 de abonați. Și canalul este? Și cum te cheamă pe YouTube? Nume, practic. Am și nume. Începe. Bun. Dă cu el de pământ. Pișe-te da. Da. Ești un țepar nesimțit, du-te în baie și bea spirit. Nu ești panic chiar deloc. Dacă mă uit la tine, mă bag în foc. Faci omegăl ca obsedatul. Bă, după față semeni cu botezatul. Nu ești bun la cântat, că ai o voce de căcat. Gata? Da. Fantastic. Da, e ok pentru că ai zis despre Pican. Dar în general nu îmi iei, știi? Adrian începe. Acum dă tu cu el de pământ. Așa? Da, hai că o să dau dacă e. O să-i dau un 6, mi-a plăcut ultimul vers și nu a fost chiar așa de rău. Câmpeanu? Mă așteptam. Câmpeanu? Să nota mea este 7 și deoarece este despre Pican, eu zic să nu cenzurez canalul de YouTube, să-l lasă să promoveze pe băiat, că merită. Până la urmă a fost despre Pican poezia. Da, mă, da. Așa o să fac. Da, mă, frate, nota mea este 6. E ok. Da, e okay. Nota mea e 5, dar având în vedere că e despre Pican, îți dau un 7. Ia uite. Media este 6,5. Frate, pentru vârsta ta 6,5 e foarte bine. Măcar trec clasa. O treci bine față de ce au fost până acum. Aproape dar putea să câștigi chiar. Am putea spune că te afli printre primii pe acolo. O, bine. Da, primii 20. Da. Salut. Salut. Eu am o poezie despre Pican. Despre Pican. Ușor cowboy, dar cum okay. Te cheamă? De unde ești? Nume, vârstă, ocupație. Mă cheamă Sergio, 14 da. Ani. Ocupate, dau mereu. Dar se aude mai tare buzir decât. Bă, l-o-s-pa, da. cred că trebuie să-mi dai mai tare. Da. Ia, bagă și tu microfonul la mai. Frate, ești cumva în bunker la Artur de la Ceptura? Da, sigur. Da. Te cheamă Pican fără fire. O zici pe aia cu șarpele, da, eu rămă cât o casă de furnică. Cer să-ți la fete, dar nimeni nu te place decât când o sugi. Ești virgin de ce nimic, când de fapt tu nimic în viața ta. Cred că tu te-ai născut, cred că tu când te-ai născut, atât am zis, am destrut despre fugații, rup de mă. Zici că să ia de pe stațiile spațiale care încearcă să ia legătura cu pământenii, știi? Se aude chiar că. Da. De-abia se înțelege, trebuie să te chinui ca să înțelegi, știi? Am avut 10 minute la dispoziție, n-am avut destul. Da, poezia devină, nu microfonul. Poți să spui, colegii avem ceva controle, poți să spui te... Colegii avem ceva controle? Hai, zi muzică. Bă, nota mai trec. Am scat chiar puțin. Ah, da, m-am jucat cu el. PUBG, am jucat el PUBG, da, uite, am și uitat. Da, uite, frate, nota mea era 2, dar pentru că am jucat PUBG, e 2,3. E bine?
Da. Am lăsat de la mine oricum. Nota mea e 1, frate, că mi-ai luat locul la PUBG. La ce, mă? La PUBG. Ah, la PUBG, da. Nota mea urma să fie 2, dar având în vedere că mi-ai dat casca aia de 3 înapoi pe PUBG, îți dau 3,50. Ia uite, mă, ce generos. Deci dacă e să facem o medie așa, e 2,45, adică... Salut, șmechere. Salutare, fraților. Salut. Bă, dar n-a mai fost odată? Ba da, a mai fost odată. Bă, da, știu sigur. Ba da, a mai fost odată. Era unul care avea numele șmechere. Ba unde am mai fost, mă, bulangiule? Băgea mea și pula morții voștri. Mă faci morții pula la toți. Și mie, frate, 13, cred că ăla e Euro David. Care zicea de monstru pica, nu? Da, ăla e, ăla e. Mamă, ce limbaj, mă. Unde e o bani? Bună seara. Nume. Sarmale. Vârstă 16 ani, ocupație. Așa, am făcut o poezie despre patru pe care am băgat în acea șoală, deci da. Nu mă simt chiar așa bine, dar hai că citesc poezia. Influencer de... Continuă. Ceva de gen. Disclaimer. Influencer de căcat. Bă, liniște, vă rog, Elisu. Gata, frate, scuză-mă, frate. Scuze-ne. Nu e ca și cum eu editez 13 ore la clipul ăsta. Hai, da, eu. Exact. Hai, frate. Influencer de căcat, Ilie e panicat, Pican este tot șocat, Hriscu pe el s-a căcat. Iliuță, Iliuță, ce mai face a ta puță? Tot cu țepe la copii, nimeni nu te poate opri. Coca-Cola este baza țepe, dar chiar și la NASA. Eu nu te pot urmări, au rămas niște copii. Influencer de căcat, lista nu s-a terminat. Vine unul mai picant și puțin mai retardat, face promovări ODA și le face, uite așa, îți ia banii, cere o poză, face laba înveioză. După ce s-a săturat, a ieșit și te-a banat. Influencer de căcat, lista nu s-a terminat. Hriscu e băiat finuț, îți dă doar un scam micuț, face bani dormi și mic și dă țepe la copii. Pentru bani s-ar tunde chiel, frate sunt mai prost ca el. În continuu aberează și cu țâca se flexează. Și disul creat de mine, oare cu ei aparține? Amândoi ne sug la sculă și ne deschid a lor gură. Influencer de căcat, lista nu a continuat. Bă, ai avut versuri multe, bă, dar punchline-uri deloc, bă, ai avut acolo cu țâca, bă, ai zis de țâca, tu știi ce punchline te dai cu țâca, că o pune capră, deși ai capră, știi? Versuri multe, dar degeaba, bă, deloc, urât. 5! Mersi. Îi dau un 3,75. Mie mi-a plăcut, frate, și nu are nicio legătură că mi-a dat contul de GTA, nota mea e 7. Bă, mi-a plăcut, îți dau un 6,50, dicția a fost ăsta. Ce ți-a dat? Ți-ai dat așa pe alea? 5,5. O, respect, țărămâna, nu e picanță. Bă, ăsta poate să facă pe aia cu colegul. Da, fă stație, Imogen, fă stație. Dacă și știi. Colegul avea ceva controle. Bagă gura în microfon și spune ceva random. Nu, zic, colegul e liber pe DN1. Colegul e liber pe DN1. Da, colegul liber, drumul, bă. Așa. Bă, să vă zic o fază, că normal, de asta suntem aici, da, de asta ne-am adunat. Da, hai, nume, vârstă și ocupație. Da, nume, acel moment când nu faci ultima oră. Ocupație, muie la șerpi, așa. Și vârstă? Vârstă 41. Da? Asta. Hai, Optimus, începe poezia. Da. Ai o pulă de 2 lei, ți-ai băgat un cur la ei, ce mi-ar mai suge youtuberii pula ca să nu-i apuce boala. Pe YouTube nu mai țepari, fac promovare în 2 ani, pe Bongoie ei îl promovează, asta e șmecheră fază. Dintre toți îți doar câțiva care nu-ți țepar cumva să-și fută orgoliu tare pentru 10 lei de mâncare. YouTube-ul din România e plin de tot prostia, mai bine mă uit la Antena decât să văd niște picanțe pula mea de handicapați boreți. Eu aici am cu PSD-ul n-am votat, am să măcar de aici, nu mai vine rimele, pixul meu e pilot, e șofer pe avion, îți aduce și compot dacă îl strigi la megafon. Frate, switch-ul ăla de flow a fost, te-a salvat, da. Deci bravo. Cam fire. Bravo, da. Bravo. Era... bravo. Nu mai vin rimele. Bravo, nu deci nu contează, astea sunt niște detalii, Adeline. Detalii importante, nu contează. Nota 8,5 Optimus, deci foarte, wow. Foarte bun. Mersi. Se moare de numele Optimus după asta. De la mine e un 5. Mersi. Bă, știi că nu vreau să fie Mihai Petre. Trei clasă cu notele astea, doamne.
Câte a dat Adelin? 7, frate. Câte a dat Adelin? 5. Bă, Adelin, ce ai mă seara asta, mă, cu ei? Păi ce să dau mai mult, dar nu am cui. Te-ai supărat? Ești supic? Mamă, ce ți-a zis? Hai. Ei dau 7,5 pentru că acolo... Iar media este? Nu știu. Media este 7. Da. Oho, intru la liceu, doamne ajută! Ăsta e ăla cu eu, bă, ăsta e ăla cu eu. Da, da, da! Salut, Rei! Salut, boss! Stai puțin, că avem... Stai puțin, te tragem imediat! Te tragem imediat, da. Deci oameni care vă uitați la clip, scurt disclaimer, s-ar putea să auziți cea mai slabă poezie pe care ați auzit-o vreodată. Bă, deci, stai rimat colo cu yo-yo. Salut, Andrei! Salut! Nume, vârstă și ocupație. Deși nume, Andrei, da. Vârstă 21, mm-hmm. Ocupație, angajat și eu. Pe acolo. Hai, despre cine ți-ai pregătit poezia? Sper că nu despre colo. Nu, chiar nu este despre colo. Nu o să mai rimeze colo cu yo-yo. Începe. No. Hai că încep. Mm-hmm. Poezie, poezie, hai să te distrug pe tine. Uite prostul de pican cum bagă lumina în geam și se jură că nu fură și l-am prins cu pula în gură. Și se jură că odată și l-a luat codrea pe codrea în roată. Eu v-am zis, bă. Fără rime, fără scheme, încă mai tu cu aile mele. Fantastic! Publicitate! Bă, reclame, mai bine era acolo cu yo-yo. Da. Haideți să căsăpim. Hai toți în același timp, să zicem nota. Hai. 3, da. 2, 2, 1, 1 și... 2. 2! 4. Da, 2, atunci. 2. 1. Hai, bă, că pe alătă, scrie-o la rău, mă. Da. Lasă, media e 2. Da, media e 2. Da. Păi și ce? Păi... uite așa. Ce nu spui, dar ești un drept. Contează măcar că nu-mi face rău în viață. Mm, aia e o poezie, măcar. Păi da. Da, frate, așa da. E. Hai, păi salutați, da. Numai bine, sau. Salut! Bă, are 21 de ani și a copiat cățeluș cu părul creț și a schimbat câteva cuvinte. Bă, eu am încercat să le dau note mai mari. Am început cu o notă super mare și termin super nasol, că... Gen, prima oară nu știam ce note să dau ca să văd că poate vine unul super șmecher și ceva. Dar ăla primul chiar a fost respectuos. A zis frumos, avea, nu știu cât, avea 13 ani, a vorbit frumos, coerent, a spus bine poezia. N-au fost nici super. Și la un moment dat au venit ăștia. Cel puțin ăla primul cu freestyle, mamă. A fost, cred că, mai prost decât Rei ăla primul cu freestyle. Ăla, da, da. Pă, bun. Ce faci frumos? Băi, fiți atenți, Luc Iupe. Luc Iupe și face, nu-i că îi dăm note, ci mă comentăm și trecem peste el, da? Da, nu e așa avem de gând să fac. Hai, hai, băgați-l. Da, stai. Ups. Salut, frate. Salut. Nu mai ai, am înțeles că ai pregătit poezie, Iupe, mă? Da. Despre cine ai pregătit poezia, mă? Despre mine? Despre GNV-ul pa? Și Colo. Okay. Mai despre da. Colo. Are barba cam stufasă, o tonsoare sănătoasă, stream-ul face mereu, este GRV-ul. El pe Colo l-a crescut, prieten a fost în trecut, acum Colo are casă, trei mașini și o mireasă. Irelevant a devenit și s-a cam, și s-a cam brostit, pentru bani face orice, chiar și provocări josnice. El pe el l-am îmbogățit, toți pe Colo l-am iubit, el pe noi ne-a aburit și noi pe el l-am zdobozit. Ciupe, o să te punem puțin pe Diffen. Păi eu n-am cum să zic că nu comentez, că e cea mai bună din seara asta. Bă, nu mă așteptam de la Ciupe. Da bine, da bine. Hai, băgați-vă. Fantastic, cum zice Dan Diaconescu. Hai, când pe că voi sunteți cei mai buni prieteni, dai tu notă primul. Ciupe, din partea mea, chiar nu mă așteptam să faci așa ceva. Gai nota 10, felicitări. Ce mai bună din seara asta, nu se exagere. Mă știi când pe mine, când filmam clipul ăla și a zis ieși în pula mea? Așa e, o nota 1. Bă, oricum nu-l cunosc pe băiatul ăsta, dar a dat bine. Da? Eu o să-i dau un... Deci Andrei, cât i-a dat până la urmă? 1. Hai să le mixăm, 10 plus 1 împărțit la 2, 5,5. Hai, 5,5 a dat Andrei, da. Așa, ca să nu mai mă înjure lumea că sunt... Că-i stric media lui Cupid, de-aia sunt aici. Păi deci Andrei, cât a dat? 5,5, că l-am mixat. Bine. Da. Ca să nu fiu eu Mihăiță, o să dau un 7, că mi-a plăcut. Mai știi Adelina seară când zicea că se dă ciocolată africană lui Daniela? Un 3,5. Hai să le mixăm, ai nota
5 de la Adrin. Hai. 5 plus 5,5. Yoki pe ce să zic, îți dau 3. Și o să sportică toată viața. Bă, Chipe, eu o să-ți dau un 7, că nu mă așteptam. Nu mă așteptam de la tine. 5,12. Salut, nume, vârstă și ocupație. Nume Bogdan, ocupație student, vârstă 21. Oh, oh. Ești mare, frate, despre cine ai pregătit poezia? Despre Mikey H. Ok, hai, începe. Ok, Mihăiță, își dorește un București vrednic, fără poluare, trafic, probleme de trafic și prostie, iar soluția pentru trafic e să băgăm mai multe mașini la periferie. Pentru poluare a găsit soluția campioană, ce recomandă el? 3 mașini non-euro de persoană. Pentru promovarea culturii a găsit formula, promovează librării alea, cum se numeau? A, da, Corso și Coca-Cola. Vrea să pară cool și a luat și motor. Îl ține în studio sub o folie de protecție din praf dezgustător. Rubrica lui Nimănui nu-i pasă e cea mai mare ironie, căci drept nimănui nu-i pasă ce spune un om cu crize de vârstă mijlocie. Bun. Zici că am ascultat știrile de la ora 5. Zici că am vorbit cu Greta. Bă, mie mi-a plăcut. Ai avut intonație, ai avut ritm, ai avut versuri bune. Deci mie mi-a plăcut, frate. Ai 9,3. Mulțumesc. Și mie mi-a plăcut. O să... Voiam iniția să-ți dau 7,50. Dar îți dau 5. Dar deoarece nu lăspați a dat 9,30, o să-ți dau și un 8,50. Nici n-ai fost influențat. Da. Am fost în Parlamentul României. Nota mea este 8 fel. Mulțumesc. Chiar dacă am fost și o dată acolo, așa m-am simțit. Nota mea e 7, mă așteptam la altfel de poezii. Mie mi-a plăcut, mie mi-a plăcut. Vreau să-ți dau și o mențiune. Da, Adrian. A fost despre Mikey H, nimeni n-a mai venit cu Mikey H, deci... Da, mă, frate, deci... Originalitate, da, care e media muzică? 8,2. Uite, și pentru că ai avut originalitate, o să-ți dăm 8,5 media. Mulțumesc! Salut, Cumetre! Ce zici, Cumetre? Salut, Cumetre! Bună ziua! Prezintă-te! Nume Bogdan, vârstă 14, profesie, robot profesionist. Uh-huh. Spune, maestre, despre muzica. Ce? Poezie, pura mea de hârtie, cine suge pura, ce pe ea răspunde. A fost bună. Din partea mea 10. Din partea mea 10. Da-ți-te apare. 10. 10,5. 1. Care e media? Bă, stai așa. Media e 7,75. Hai, dispar de aici, dispar. Și zi mersi că nu-ți dau bani. Da, bun, cine a câștigat muzică? Stai așa să ne mișcăm. Eu stau mai și... nitori scop 5, da. Nu văd dacă e mai mult. Ba da, uite, ba da, e. Cine? Ăla, cu nume de rus. Prieteni, ne-am alăturat aici cu toții, ca să anunțăm câștigătorul. Iar câștigătorul este Adrian Marș. Premiul cel mare este un rând de aplauze. Haideți, prieteni, să-l aplaudăm. Vreau să dau și eu un premiu. Am 6 euro pe Wish. 6 de euro la rând.